Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și în această ediție o să ne coste memoria, o să ne coste rasismul din noi și o să vă stea un pic în gât. Și îmi pare rău că o să vă stea în gât, dar nu e vina voastră. Însă devine vina noastră dacă ne uităm în partea cealaltă la nesfârșit, durează de prea multă vreme chestia asta și cred eu că ar fi timpul să ne asumăm, să ne uităm în oglindă și să recunoaștem că suntem rasiști cum mai suntem unor și misogini și mai avem și alte probleme de rezolvat. Dacă nu ai închis deja acest clip și te-ai dus după ceva mai distractiv, află că invitata mea din acest episod este Ana Maria Ciobanu de la decât o revistă reporter narrativ. Bine venit, Ana. Bine v-am găsit să vedem dacă o să închidă oamenii că a venit o româncă blondă să zică că, că sunt și blondă vopsită. Blondă vopsită. Cu voce și vopsi. de noapte bună copii. Deci... Exact și clon. De profesie. Cloth, da. De profesie, da. De profesie sau cum se zice, de ocupație. De... La un moment dat, în liceu, aveam cărți de vizită pe care scria că sunt spirituși profesionist. Deci, maybe. Ana este uh, genul ăla de reporter care merge cu microfonul în mână și întreabă oamenii chestii, uh, și în ultimele luni de zile. Un an s-ar face, cred că chiar azi. Chiar. O, oh, ce drăguț! Ana și-a dedicat ultimul an din viață, când unii dintre noi încercau să facă alte lucruri, să răscolească puțin trecutul pentru a lămuri niște chestii. Și sunt, e un subiect pe care nu l-am mai atins aici cu gelul duminică, dar pare așa la, din categoria opționale, ultra-opționale, când de fapt eu cred că este o problemă care, dacă nu s-a acutizat încă, se va, se va ascuți. La un moment dat, niște tensiunile astea nu dispar niciodată, ca, ca mizeria pe care o pui sub covor, până la un moment dat împiedici. Și cred că trebuie să vorbim un pic mai mult despre subiectul ăsta al rasismului la români și al uh, faptului că, exact cum ne-a zis și Gelu Duminică, uh, pe acest uh, teritoriu, Carpato, dar pontic, Bianopontic, uh, sclavia a fost ultima abolită din Europa. Suntem de acord? Da, uite, în podcast nu am atins faptul că în Republica Moldova, dacă ar fi să fim corecți, e ultima redută cu câțiva ani după țara românească, serbăm în curând 166 de ani de la abolirea sclaviei, 1856. Așadar, dacă vă interesează o data din istorie când în România s-a abolit sclavia, 1856. De curiozitate, dacă vă interesează, în America s-a abolit mai devreme și acolo este în continuare un subiect despre ca, care se vorbește în Black History Month, care se desfășoară fix în această perioadă. Coincidență nu cred. Noi nu avem o lună a istoriei romilor, în niciun caz nu cred că se predă la lecțiile de istorie în România, E greu să spunem dacă se predă, a fost introdus un studiu de caz în manuale, cum spune Gelul Duminic, a durat 10 ani ca această pagină să apară în manualele de o istorie. Pagină. Da, care de obicei amestecă și sclavia și holocaustul, deci nu e suficientă o pagină pentru aceste două evenimente majore din istoria României care clase? îi privesc pe romi. Este și la clasa 8 -a, este și în liceu. Deci, în clasa 8, -a, copiii românilor află de Holocaust și de. Robie. Robie într-o pagină. Da. Uh -huh. Și în unele dintre manuale, robia, care e sinonimă cu sclavia, dar nu vrem să vedem asta neapărat, e prezentată ca o formă de dependență economică de un stăpân. Adică nu neapărat diferită de ceea ce li se întâmpla țăranilor români, care de asemenea erau dependenți de boieri, unii dintre ei. Bine, acum. Am ascultat podcastul. Uh, Ana a făcut o serie de podcasturi. Sunt cinci episoade. Cinci au apărut până acum, da. Vor fi șase. Vor fi șase. Uh, și vă încurajez să le ascultați pentru că explică, într -un, în, chiar în primul episod, explică diferența între robie și sclavie și a să spunem pe șleau. Aia nu-i robie, e sclavie pe față pentru că dacă un om este vândut de la un stăpân la altul, dăruit, nu? Moștenit, vă sunt vânduți copiii. Le sunt, exact, și femeile sunt folosite pe post de obiecte sexuale. Nu? E clar că ai sclavie. Și mai mult, noi ne ferim de termenul sclavie acum, în 2022, încă ne e greu să o pronunțăm în relație cu istoria noastră, dar în 1856 sau în 1848, când intelectualii vremii militau pentru emanciparea romilor da. și pentru abolire, ei spuneau să terminăm cu sclavia sclavie. Și se duceau ei pe la Paris, așa, și aveau discuții interesante despre independență, despre cum o să facem noi și o să dregem aici și francezii ziceau, bă, dar nu vă e rușine, mai faceți ceva și cu sclavia. Exact. Iar rușinea asta, într-adevăr, a fost de fapt motorul schimbării, nu neapărat faptul că eram noi brusc foarte atenți la drepturile romilor sau la faptul că lucrurile nu se întâmplă cum trebuie, ci a fost rușinea în ochii străinilor. Așa cum tot rușinea în ochii străinilor în momentul în care am aderat la Uniunea Europeană ne-a făcut să ne ocupăm de niște lucruri și să avem strategie națională pentru romi, măsuri afirmative, cum sunt locurile în licee și universități pentru elevii și studenții romi. A fost o presiune externă pe care mie mi se pare că acum nu simțim la fel de acut încât să ne mobilizeze în continuare să schimbăm niște da. lucruri? Eu cred că uh, Uniunea Europeană ne-a adus foarte multe lucruri bune și uh, mă bucur foarte tare că trăiesc în Europa. Și mă bucur că trăiesc în Europa pentru că avem reguli, avem garanție 2 ani, <laughs> avem mai multă libertate, avem ceva democrație uh, și ne mai obligă să ne facem niște chestii de civilizație. Chiar dacă uh, și popoarele din vest au și ele un trecut uh, cu multă sclavie cu mult schingiuit, cu multe genocide, adică sunt țări care ne dau nouă lecții de civilizație, dar au făcut niște, niște genocide foarte interesante prin, prin alte părți ale planetei. Și nu numai, da, e foarte important ce, ce spui cercetătoarea Magda Matache, de exemplu, care cercetează sclavia romilor la Harvard, de exemplu, spune că ar trebui să ne uităm la sclavia romilor ca la o chestiune europeană, ar trebui să ne o asumăm ca fiind parte din istoria acestui loc, și că, dacă, ne -am, dacă am analizat cum au fost tratați romii în acest spațiu european, am vedea că, de fapt, a fost vorba de prigoană, de incendiat case și corturi și sălașe și de gonit oamenii ca să nu se stabilească în acele spații. Noi le-am permis să se stabilească și i-am forțat în sclavie, dar asta nu înseamnă că în spațiul european au fost tratați ok în rest. Mm -hmm. Păi nici acum nu sunt și nici măcar acolo unde se duc nu sunt tratați ca fiind o etnie care trăiește tratată ca o etnie, sunt doar niște români care fac probleme. Și asta ne furie și pe noi și ne dă, mai, ne, ne pune gaz pe foc ca să ne enervăm și mai tare pe ei, pentru că nu și asumă nimeni și nimeni nu-i tratează ca pe niște oameni până la urmă. Dar acum nu ne-am trezit noi doi români jet-by-jet, jet, să vorbim despre problema romilor. Promit că o să-l aduc și pe uh, Nicu Furtună, pe, te pe, rog. pe care l-am auzit în podcastul tău și are așa un duc al, al vorbei foarte fain. Ce aș vrea să începem de la, de la cum ar trebui să ne uităm noi românii la povestea asta. Nu -aș, uh, aș vrea să te pun pe tine să vorbești în numele uh, uh, oamenilor ăsta, ci aș vrea să ne uităm un pic din perspectiva noastră cum facem cu, uh, să, să -i tratăm, să ne uităm corect la toată povestea asta, pentru că uh, mulți se să zică, bă, dar am, am, am eu destule probleme, de ce ar trebui să mă mai preocup eu acum să mă mai gândesc că sunt rasist? De, de ce ar trebui să mă gândesc eu la chestia asta? Cum ai ajuns tu la concluzia că ești rasistă și trebuie să faci ceva în legătură cu chestia asta? Că avem, Sunt sigur că aveai și multe alte probleme, ai și copii acasă, ai, a, aveai treabă, nu? Da, acum că ai spus de... Copii, răspunsul ar fi simplu. Eu văd în copiii mei, care au azi 4 și 6 ani, cât de simplu e să le explici că trebuie să tratezi pe toată lumea la fel, că diferențele sunt frumoase, că diversitatea e partea frumoasă a lumii, că un, un buchet de flori e plictisitor dacă toate florile arată la fel și așa mai departe. Dacă am învățat lucrurile astea de mici, cred că nu am mai avea această conversație, pentru că mi s-a părut extrem de ușor să le, să le vorbesc despre asta. Eu rasistă. Da, e, e un gând bun. Adică, te considerai rasistă înainte să te apuci de asta de podcasturi? Sincer. Mă chestionam de ceva timp. Mă chestionam impulsurile pentru că nu este suficient să, să nu tratezi oamenii nasol pe baza etniei. Asta nu am făcut niciodată dar nu mă chestionam suficient, nu știu, îmi puneam o basma a romanii, de exemplu, fără să mă gândesc, e ok să fac asta, în ce context duc basma -o asta, de exemplu. Erau foarte multe lucruri la care nu mă gândeam, cum și actrița Alina Șerban face mișto în cel mai recent spectacol al ei, cel mai bun copil din lume, de româncele blonde care și-au pus niște fuste și se scălâmbăiau și încercau să danseze. Și ea se uita și nu așa, <laughs> Mai ușor, un pic. Sunt foarte multe lucruri pe care le facem, care ne amuză. Râdem la tot felul de glume la televizor pentru că ni se pare ok să râdem. Acolo cred că încă nu mă chestionam suficient. Mi-a venit să râd când am văzut o uh, mizerie stereotipă despre romi la televizor. Am reacționat când am văzut o glumă sinistră recentă legată de Holocaust și cum asta ar fi fost partea pozitivă a Holocaustului, faptul că și romii au fost printre victime pe care am văzut-o cu toții recent. Cum reacționez la lucrurile astea? La Jimmy s-a întâmplat extrem de recent. Oh, da. mm -hmm. A fost un mare scandal și o întreagă discuție despre ok, și acum o să anulăm tot, nu mai facem teatru cu personaje rome stereotip, nu mai facem glume despre nimic, vreți să anulați totul. Și eu cred că în momentul în care cum bine ziceai, uite, suntem doi români, avem o responsabilitate, mai ales dacă ești presă sau ești formator de opinie sau crezi conținut, ai o responsabilitate pentru cum cadrezi niște lucruri, pentru cum... Reacționez la ele. Mi-am pus problema ca mamă, ok, ce se întâmplă la școala fetiței mele? O să vorbească despre ziua dezrobirii în clasă? Ce? Aș fi exact. <laughs> 20 februarie. Vor fi acțiuni pe tema asta? Pentru că nu suntem încă o societate care să își spună că nu e rasistă dacă acțiunile astea nu sunt pentru toată lumea, dacă nu sunt parte din istoria noastră. Comună. Și m-am gândit, ok, poate spre prea mici, sunt clasa pregătitoare, dar în curând am să-i propun învățătoarei, noi ce facem de 20 februarie sau noi ce facem de ziua internațională a romilor, care e pe 8 aprilie, noi cum sărbăm diversitatea din țara noastră într-un mod pozitiv și nu exotic, adică să nu ne îmbrăcăm toți în haine tradiționale și să dansăm, ca și cum doar la asta sunt buni romii, ci să sărbătorim real o minoritate foarte diversă. Cu foarte multe calități. Oh, da. Acum, da, înainte să intrăm serios în interviu, cred că dacă fiecare dintre cei care ne urmăresc dau un pic de pauză la acest clip, se duc în baie, se uită în oglindă și o să zică: Bă, eu nu sunt rasist. Dar s-ar putea să se întoarcă după aceea, și după ce intrăm un pic mai profund, să-și dea seama că, fără să se gândească la chestia asta, duc această povară, acest cadou otrăvit, acest blestem din generație în generație. Asta e lucru pe care eu nu l-am conștientizat apropo de ce spuneai, dacă am realizat că sunt rasistă și ce fac cu asta. Nu conștientizam că rasismul are avantaje pentru noi. Nu m-am uitat niciodată la acest concept, dincolo de faptul că niște oameni sunt victime ale rasismului, chiar dacă nu tu în sine discriminezi, spațiul care se creează pentru tine ca nerom este mai vast. La un interviu de angajare pe o platformă media pe Instagram, unde vrei tu, faptul că tu nu reprezinți etnia aia care este hulită, îți creează ție mai multe șanse și mai multe oportunități. Chiar dacă tu în sine ești un om bun și consider că nu ești rasist și nu faci nimic rău, nu ești conștient de avantajele pe care le ai doar pentru că nu ești tu cel mai jos. Da, dar până să-mi se dau seama de chestia asta, am eu probleme că sunt român la interviu de angajare și nu acced în funcții superioare multinaționale aia, fix pentru că sunt român. Adică avem și noi problemele noastre. Știu mulți români care, atunci când ajung pe funcție de conducere, li se dau chestiile cele mai grele sau o companie în suferință. Nu Nici noi nu avem egalitate de șansă în fața altor europeni. Și atunci, când uh, și tu ai destule probleme, de ce să mai pese mie și de romii aia? Păi exact și asta e foarte interesant, că noi avem foarte multe lucruri în comun, apropo de felul în care am fost tratați. Țăranul român are foarte multe lucruri în comun cu romul de acum 200 de ani, pentru că ambii erau la marginea societății și erau oprimați. Dar asta nu ne unește cine face să ne bucurăm că e cineva și mai jos pe care putem să-l vedem vinovatul de serviciu. Ok, eu sunt român și sunt discriminat în străinătate pentru că romii mi-au făcut un nume rău. Dar nu e adevărat? Nu cred. Cred că asta a reflectat foarte mult mass media, cred că asta am reflectat pentru că astea sunt stereotipurile noastre foarte vechi. De ce nu ne-a făcut un nume minunat peste hotare cercetarea lui Adrian Nicolae Furtuna sau cercetarea Magdei Matache sau muzica maestrului Caliu care ne-a făcut un nume în toată lumea, Taraf de Haidux. Sunt mm -hmm. foarte mulți rom de valoare care au făcut lucruri extraordinare, dar noi nu asociem etnia cu aceste lucruri extraordinare, ci astea Cui sunt diviziu. excepțiile. Sunt excepțiile. De la regulă. Da, acum eu ca jurnalist sunt predispus să văd mai întâi partea urâtă a societății și am avut de foarte multe ori știri care mi-au fost primite, acceptate în desfășurătorul jurnalului, tocmai pentru că implicau uh, episoade violente cu tot felul de oameni. Și de foarte multe ori erau romi. Mhm. Uh -huh. Și oare e ok că menționăm etnia cuiva când e vorba despre o, o infracțiune comisă de un Dar rom? Dar nu trebuia să o menționez. Nu era nevoie să o menționez, că se vedea. Hm. Și știam clar că dacă mă duc la teliu, uh, mie se dă știre dacă în ziua aia aflam de la spital că a venit cineva cu capul spart, că a fost încă o în teliu. Știi de teliu, nu? Știi de teliu? Da. Și nu este singur loc de felos. Adică sunt foarte multe comunități sărace, cu probleme, în care oamenii, evident, neavând proprietate sau lucrurile puse în ordine sau acces la șanse, oportunități, întotdeauna apărea ceva și degeaba mă chineam eu să fac o știre despre cât de frumos este weekend în Brașov și ce putem să facem în timpul liber. Dacă aveam o, o bătaie cu topoare în teliu, intra mai repede în jurnal. Bun. Da, e interesant ce aș mai introduce e un jurnal, e tocmai ce se întâmplă în comunitatea asta de foarte mult timp, sub ochii autorităților, fără niciun soi de intervenție și pentru că ai pronunțat cuvântul sărăcie, mi acolo mi se pare cheia de fapt, nu etnia, ci felul în care sărăcia din generație în generație te dezumanizează. Este normal să vrei să supraviețuiești sub orice formă într-un context în care Așa era și când te-ai născut, așa au fost și părinții și bunicii tăi. Nu există nicio altă șansă, ești mereu la margine. Când scoți un pic capul și încerci să, uh, nu știu, niște birocrație, să ai un ajutor social sau o alocație pentru copii sau buletin, ești imediat dat afară, ca și cum nu ești om. Și am văzut to toate lucrurile astea de-a lungul timpului pe teren. Și asta a fost... Uh, dezamăgirea mea față de mine este că nu am corelat toată respingerea pe care am văzut-o în mai bine de 10 ani de jurnalism cu istoria am văzut-o okay. ca un dat recent așa de 30 de ani, de când suntem o democrație, din anii 90 de când au început conflictele interetnice la Hădăreni, la Bolintin și până în zilele noastre, așa suntem noi rasiști și de-aia asistentul social medicul, profesorul o să te trateze mai rău pentru că ești rom nu am corelat lucrurile astea cu o istorie care s-a întins pe jumătate de mileniu de M respingere. În mintea mea era ceva de genul... Bine, acum, eu vin într-o comunitate unde nu am avut conflicte cu, uh, cu romii, ba chiar lucram cot la cot, toamna să strângem cartofi și chestii de genul ăsta, n-am auzit, cred că niciodată, de un incident violent, poate odată a fost o bătaie în țigănie, la marginea, în ghetoul de lângă, de lângă sat, dar n-am avut episoade violente, însă, în mentalul, în mintea mea, Problema asta cu romii era o chestie recentă în care ei nu vor să se integreze în societate și fac prostii. Și că nu avem cum noi să integrăm, că noi le-am dat lor oportunitatea să vină, dar ei nu se străduiesc și nu fac de, de ajuns, și asta e. De mi s-a părut totdeauna o chestie recentă. Exact, pentru că narațiunea în sine mi mie, mie se pare defectuoasă. Ideea că noi îi ajutăm pe romi să se integreze făcând abstracție de tot ce le-am făcut de-a lungul timpului, de ce au nevoie romii să se integreze, deși sunt aici, din evul mediu, așa cum suntem și noi. Ce i-am piedicat în sute de ani să fie niște cetățeni întregi pe cei care Că s nu vor, domne, Nu vor. <laughs> nu. Ei urăsc românii, nu vor să-mi facă școală, și tot ce-și doresc este să fure, nu? Și să facă rău. Asta e chestia cu care am crescut. Plus toate poveștile alea cu te dau la... Exact. Iar asta e narațiunea cu care au crescut și romii, cetățenii ai României. Că ei sunt soi rău, că ei nu vor, că ei nu pot, că nimeni nu-i vrea. Ceea ce îți scindează stima de sine și, din punctul meu... De vedere, pe bună dreptate, te poate înrăi. Nu ne înrăiește pe toți. Fiecare reacționăm diferit la traumă. Fight or flight. Unii devin agresivi, alții devin deprimați. Sau încearcă foarte mult să demonstreze. Sunt atât de mulți romi, dacă vrei să spunem, invizibili, care fie uh, grație culorii pielii, pot să-și ascunde etnia, fie că nu, a, nu se poartă și nu arată conform stereotipurilor noastre, așa că nu identificăm ca romi, pentru care identitatea asta e o povară și toată copilăria, adolescența sau în maturitatea lor la serviciu au simțit nevoia să demonstreze de 10 ori mai mult decât colegul român, pe, ca să se poată accepta, ca să aibă încredere că vor fi acceptați. Chestia asta creează avantajele pentru noi ceilalți. Faptul yeah. că eu intru într-un spațiu cu încredere în mine, pentru că cred că mi se cuvine, versus alt cineva care vine temător că va fi respins doar pentru că ar putea Demi fi identificat ca rom. Ui, uite, o să-ți dau un exemplu de la Ela Anton, care este, cum zice ea, o gagică mișto de la podcastul Hazard și care e foarte tânără, are 26 de ani și care mi-a povestit cum încă din școala generală, uite ți-l dau pe din școala generală, vine ela de la bunici de la țară în București la școală, copil bun de nota 10, învață bine. Colegii românii toți spun, bă, dar tu mai înveți mulți? După ce că ești cuvântul cu ț, te mai dai și mare? După ce că ai venit de la țară, vii aici să arăți ce deșteaptă ești tu? Ce face la care vrea să aparțină? Învață mai puțin, ca să fie într-un grup, ca să fie iubită, ca să fie acceptată. Ce se întâmplă că câteva... nu se Da, ce se întâmplă câteva săptămâni mai târziu? Copiii se hotărăsc să uh, chiulească, nu mai țin minte, sau să iasă undeva și cineva cumpără niște beri. Se află, iese scandal între părinți, între profesori. Ce fac toți copiii? Spun că el a propus acest lucru. Se îndoiește cineva că e care normal că-i soi rău a propus această mizerie. Nimeni nu mai vorbește cu ea. Care e efectul pentru preadolescenta Ela? Păi atunci hai să vă arăt cum sunt. Dacă așa sunt, hai să vă arăt ce rău sunt, nu? Iar ea are acum maturitatea și vulnerabilitatea de a analiza lucrurile astea și de a vedea cum au format-o. Dar în același timp, Acum, explorându-le, împăcându-se cu ele, acceptându-și etnia pe care a respins-o multă vreme, el am spunea că eu am fost mai rasistă decât rasiștii români. Uram, dădeam noroc cu moarte la ca să aparțin. Da, vă, ați auzit de salutul ăsta când se, dă, se dă berile cu moarte la... Eu nu l-auzisem. M-am și stricat interviul că am zis, aoleu, în timp ce el a povestea, pentru că nu am auzit așa ceva. Bine, deci începem deja să săpăm și ne dăm seama că noi cărăm cu noi stereotipurile astea care și părinții noștri le-au cărat cu ei dinainte și părinților și tot așa și le dăm din generație în generație cam de vreo 500 de ani, 6. Dacă șapte. unim și după dezrobire, da, spre șapte aproape. Spre șapte. <laughs> și asta este, România este România de vreo 100 și un pic, dar de vreo șase, 700 de ani suntem, cu sclavia pe aici sau cu rasismul. Și hai să facem o lecție scurtă de istorie. Vrei? Ne ajuți? Hai Încerc. Uh, Spune-ne un pic cum a început. Cine s-a ocupat cu chestia asta ca să știm, măcar uh, să avem un pic datele probleme. Da? Pentru cei care au încercat să deschidă o carte de istorie, dar într-o carte tipică de istorie nu prea au găsit chestia asta. Oficial, prima atestare a romilor pe aceste pământuri ne păstrează arhivele din 1385. Vedem acolo romii într-o danie, se numește, adică un act de donație pe care un domnitor, Vladislav I, îl face către mănăstirea Tismana. și el înșiră, înșira, așa ca într-o listă de cumpărături medievală. Uh -huh. Vă dau niște poloboace cu miere, vă dau Balta Bistreț, vă dau pădurea X, Cașcaval, ce mai e în lista aia, și uh, câte sunt, 40 de sălașe de romi. 40 de sălașe. Da. În limbajul de acolo îi cheamă 40 de sălașe de atingani, care e cuvântul grecesc, atinganoi. Așa apărea și în document. 40 de sălașe înseamnă 40 de familii. 40 de așezări care ar putea să ajungă la cel puțin 200 de oameni, de fapt, dacă e să ne gândim la familiile mm -hmm. de atunci. Și ei ajung în proprietatea mănăstirii Tismana, la fel se întâmplă și în Moldova, atestarea e și un pic de mai... de la mănăstire ce au zis? Să rămână bă... Să da, uite, e interesant să punctăm că aici spunem că Biserica Ortodoxă Română a fost unul dintre cei mai mari proprietari de sclavi. Unul din cei trei. Ne-a ne ne Cum începe sclavia și ce responsabilitate are acolo mănăstirea dacă ei au cerut romii, dacă ei au zis boda proste să fie primiți, așa să construim de acum, nu putem să știm astăzi. Cred că mai avem foarte mult de cercetat despre cum arăta... Dar ce ca să afli chestia asta de la Patriarhie, de la Biserica Ortodoxă? Cererea mea de interviu a fost primită cu deschidere inițial și apoi nu m-a mai căutat nimeni. Și la tine la fel? Ce coincidență! Nimeni s-a aștepta. Dar eu. Cred că, vor, cred că vor vorbi la un moment dat despre asta. Nu Cresc se mai că... poate altfel, pentru că ne antagonizăm și nu le face bine că nu vorbesc. Ei au teologi care cunosc subiectul, care ar putea contribui cu informații, uite ca să răspundem la unele întrebări la care da. în acest moment nu putem. Mine. Cred că am putea face un episod doar să vorbim despre cât de întrecut este biserica noastră. Care până ca urmă, instituție, să zicem, dar ca indivizi, sunt foarte mulți oameni care vorbesc despre sclavie numind-o așa, Nu, preoți. instituția aia stă da. pe acei preoți și care, dacă și-ar asuma un pic rolul lor de adevăr acolo, ar zice, bă, 2022 este anul în care vom lămuri niște chestii. Dar ajungem și acolo. Da. Așa, deci de ce ajung acești rom la Mănăstirea Tizmana atunci, în 1385? Ce se întâmpla în țara românească de atunci e că noi încercam să ne apărăm de expansiunea maghiară și de catolicism. Cum făceam asta? Ridicând mănăstiri pe malul Dunării. de acești rom de fapt, au fost transferați de la Mănăstirea Vodița, care era chiar pe malul Dunării ne-am luptat, s-a ales praful de vodița, au fost mutați la Tismana. Deci călugării de atunci, acest călugăr Nicodim, care iată este sfânt, dacă îl căutăm, el este sfântul Nicodim de la Tismana, autorul acestei prime înzestrări cu rom, practic, sau beneficiarul primei donații. Și noi ridicam mănăstirile astea ca să fim acest neam care da. abia se forma ortodox domnitorii de ce dăruiau romi, care erau nomazi, plecaseră și ei în jurul anului 1000 din India, circulaseră, veniseră și cu tătari și pe alte filiere și ajunseseră și aici, pentru că credeau că așa își cumpără nemurirea, mântuirea, viața de apoi. Se păi se vindeau și la Vatican acele iertări de păcate, de ce să nu fi avut și noi. Uh -huh. Și practic romii ajungând în țara românească și nefiind creștini la momentul acela, fiind păgâni, ceva de care uh, românul medieval se temea. Nu ești creștin. Da. Domnitorul îi lua, erau nomazi, îi dăm la mănăstire, îi botezăm, îi creștinăm. O să fiu și eu bine pe lumea cealaltă. Dar Cam nu așa Nu îi întrebăm dacă le convine, nu? Vrei sau nu să fii creștin, Te fac, eu te fac creștin. N-ai de ales. Putem doar să ne imaginăm. Ce-mi imaginez eu este că normal că... Te creștinai. N-aveai de ales. Și din nou, provocarea pentru cei care ne urmăresc. Voi știți cum se numește religia pe care o aveau romii în vremurile alea? Pauză de gândire. La cine se rugau? În ce credeau? Că nu i-a întrebat nimeni. Da, și iarăși asta, apropo de, și o scriere a lui George Potra, care e din anii 30, el explică cumva de ce s-a creat climatul ăsta pentru sclavie. Una era faptul că romii erau păgâni, doi vorbeau o limbă pe care noi nu o cunoșteam, ceea ce te înspăimântă, cei cu ăștia, de unde sunt, ce zic, devla, îi spuneam lui Dumnezeu, cum îi spun și acum în romanii. Da, și apoi treptat, chestia asta a devenit aproape o modă în epocă. Toate mănăstirile au fost înzestrate cu romi. Am putea zice, ok, ridicăm mănăstiri, domnitorul aduna romii de pe străzi, de, de la mănăstire îi făcea creștini, mănăstirea, cum zice patriarhul în 2016, pentru un comunicat, a avut grijă de romi, le-a dat de mâncare, le-a dat muncă. Aproape filantropică a fost sclavia din această perspectivă. Uh -huh. Dar și, ce se ro și romii se stăteau de plăcere la mănăstire. Da. Dar ce ne facem noi când călugării, egumenii, cum le zice în documente, încep să vândă sau să facă schimburi între ei cu aceste donații? Dar până la schimburi și donații, cum era viața romilor la mănăstire? Era așa idilică? Se trezeau dimineața, ascultau păsărele, le mâncau cele de călugării, călugările se ocupau de bunăstarea lor? E o întrebare foarte, foarte bună și cred că sunt multe răspunsuri pe care încă nu putem să le dăm ce, e o întrebare pe care i-am pus-o unui călugăr de la Mănăstirea Cozia cu care am stat de vorbă off the record, că nu voiam să-l speri și nici să-l expun, dar a fost foarte drăguț să vorbească cu mine pe marginea fântânii de la Cozia, pe care dacă n-ați vizitat-o din această perspectivă, vă recomand, eu nu am văzut când eram copil, am fost cu școala de o mie de ori, că, că am, sunt portrete poză, sculptate însă... în piatră. Sunt portrete de romi sculptate acolo în piatră. Și este și capul unui rob, exact. da, și l-am întrebat pe, pe acel călugăr: Dar de ce oare Neagoie Basarab, când a făcut fântâna asta, a pus capul unui rom? Nu era inferior, nu era sclav? Cum de s-a putut să fie sculptat lângă domnitorul român, lângă maghiar și lângă turc? Cum de vedem așa ceva? Opinia călugărului era că a fost o formă de cinstire pentru robi romi care au muncit la renovarea mănăstirii și la construcția acelei fântâni. Deci știm atât de puține în acest moment încât este foarte posibil, ca uneori, în funcție de stăpâni, să fi fost apreciați pentru meșteșugurile lor, așa cum erau și prețuiți, în funcție de cât de talentați și de buni meșteșugari erau. Erau mai scumpi. Dar cum era prețuit, viața la. Da. Prețuit în sensul ăsta? Da. <laughs> prețuit cu costă, da. Și probabil și respectat ca bun fierar, și așa da. mai departe. Dar viața la mănăstire, din ce arhive am, am reușit eu să citesc, sunt ceva mai târzii, de pe 1700-1800. Nu era o viață cu păsărele și pace neapărat, cel puțin nu la mănăstirile care. Era ca în Shire, așa, în Lord of the Rings. <laughs> Sunt mănăstiri, de exemplu, care rămâneau constant fără robi și făceau scrisori în continuu că le-au fugit toți. De ce ar fi fugit? De răi ce erau și nu voiau să muncească și fugeau sau pentru că acolo se întâmpla ceva grav de absolut toți robii pe care îi aveau fugeau și apoi trebuiau să ceară de la alții sau să și recupereze. Sunt jalbe ale robilor romi care își cer dreptatea pentru că ficele lor sunt siluite de Siluit. părintele. De părintele de la da, mănăstire. Care nu. E o, e o arhivă pe care o citește actorul Alexandru Fifea în episodul 2, în care Robi Romi spun fetilii noastre ce sunt de vârstă de măritat părintele nu le lasă să le mărităm ci zice întâi să le ducem la Sfinția Sa, să le strice fecioria. Și abia apoi să fim liberi să le mărităm se întâmplau abuzuri, normal, așa cum în perioada aia abuzuri împotriva femeilor se întâmplau generalizat, cu siguranță. E greu să judecăm după standarde morale de astăzi felul în care oamenii erau tratați. Erau tratați îngrozitor. Dar când tu ai o instituție a sclaviei care permite așa ceva, avem o responsabilitate, cel puțin să cercetăm și să cunoaștem lucrurile astea. Bine, se perpetuează și în interiorul etniei căsătorile aranjate. Și asta nu este neapărat o chestie bună, pentru că am învățat câte ceva și noi despre ce înseamnă relațiile între oameni și atât să-i cam lăsăm să aleagă singuri, dar asta nu înseamnă că dacă și ei în ei mai aveau niște chestii care erau încă arhaice sau depășite, primeau civilizație într-o mănăstire. Nu primeau. Primeau muncă. Și când ieșeau din rând... Bătaie, violență, lanțuri, coarne, a fi plimbat pe străzi ca ceilalți să te scuipe pentru că ești un rob fugar și trebuie să-ți știi locul. Pedepsele sunt descrise în detaliu în arhive și sunt cumplite. A fi ținut cu capul în jos, atârnat de o grindă într-un graj lângă vite, sunt absolut îngrozitoare. Apropo de căsătorii timpurii, asta merită un subiect la care oameni cum e Carmen Gheorghe de la Organizația România, care e o organizație feministă romă, ar avea o contribuție importantă de, de adus. Sunt mai multe teorii. Uh, o doamnă sociolog, Mariana Sandu, spunea că ar trebui să vedem în sclavie sursa căsătoriilor timpurii și faptul că romii își măritau fetele foarte devreme ca să le protejeze uh -huh. de abuzul din partea stăpânilor. Voieri care cereau fete virgine să le frece picioarele, că ăsta era eufemismul pentru ce se întâmpla, de fapt, în acel atac. Dar... Uh, nu e ok nici să atribuim doar etnia pentru căsătorie timpurie. Uh, străbunica mea, Dumnezeu să o ierte, a fost ziua ei, ar fi fost ziua ei acum câteva zile, s-a măritat la 14 ani uh -huh. și româncele se măritau mult mai devreme în secolul 18-19, da. nu era o chestie etnică. Okay. Fetele și femeile se măritau de vreme Deci ar fi păcat să etnicizăm și noi în continuare Iată, chestia vezi? asta Dar se întâmplă astăzi, da, și cu consecințe dramatice pentru, pentru fetele rome cu da. abandon școlar pe care e și uh, dramatic să-l numim abandon Pentru că fetele astea nu aleg să nu mai meargă la școală Ci școala le abandonează, societatea le abandonează Familia le împiedică și după aia, să meargă la școală. Rol, După aia intră rolul de persoană de genul ăla. La fel cum se întâmplă și în Statele Unite cu uh, persoanele de culoare, nu? Cu negri, care sunt uh, la marginea societății de suficient de multă vreme încât ajung să intre în rolul ăla. Și acolo lucrurile, dacă adaugi în toată tensiunea asta niște arme la discreție, iată ce obții. La noi e încă liniște, prin comparație. Și poate că avem așa o fereastră de liniște în care am putea să ne reglăm niște chestii înainte să întâmple lucruri mai mai rele. Pentru că, până la urmă, oamenii ăștia... Hai să zicem așa că noi avem noroc că, prin comparație cu negri din Statele Unite, romii noștri sunt foarte pașnici. Chiar dacă sunt unii care sunt mai violenți... Um... Cum și românii. Unii sunt mai violenți, cum și românii, și bat nevestele... Da. Nu e, etnia nu are nicio predispoziție spre violență, dar, apropo de, ar putea fi mai rău, istoricul Petre Petcut spunea: Nu putem să mai mergem înainte fără să vorbim despre ce a însemnat sclavia, pentru că tinerii romi de astăzi au acces la mult mai multe oportunități decât au avut-o cei din trecut. Au acces la educație, au acces la joburi, au acces la informații și vor simți furie față de faptul exact. că li s-a ascuns această istorie. Vor trăi un șoc. Cum? Stai, noi am fost sclavi și cu informațiile de astăzi și cu felul în care suntem astăzi cetățeni și oameni, că nu mai tolerăm nedreptate și injustiție și a fi tratat, noi a toți. fi pus pe o poziție inferioară. Nimeni nu mai suportă asta. Noi români, noi, noi neromi, noi romi, că români suntem cu toții, nu mai admitem așa ceva. Dacă eu sunt un adolescent rom și am 17 ani și aflu deodată că neamul meu a fost forțat în sclavie și că mie nu mi se vorbește despre asta, pe bună dreptate o să fiu furios. Dacă și noi România am fi fost într-o țară care nu se numește România și am fi în același scenariu, nu cred că am dormit liniștiți. Nu, și noi vorbim despre nedreptățile istorice care ni s-au petrecut, despre cum am fost prigoniți de toate popoarele care treceau pe aici și așa mai departe da. și simțim chestia asta, nedreptatea și greutatea de a fi în acest spațiu geografic atât de încercat și așa mai departe. Le exact. trăim. Este absolut firesc ca și romii să le Trăiască. Și este firesc, și ca nerom, să fii furios că n-ai știut. Eu am simțit multă furie că n-am știut lucrurile astea. Și am fost și supărată pe mine că vedeam cuvântul rob în basme, de exemplu, și eu credeam că înseamnă slugă. Nu știam ce însemna de fapt. M-am prins anul ăsta când le citeam pe trei spires cu copiilor mei și la un moment dat un pasaj, cred că în povestea Găinăreasa, cu nici măcar o roabă n-ar fi nu știu ce. Și nu e vorba de o slujnică, pentru că trei paragrafe mai sus vorbește despre muieri, zâne, fete de împărat, slujnice, roabe. Deci ierarhia există în bazmele astea. Dar nu știm ce înseamnă dacă nu am învățat nimic despre asta. Exact. Exact. Și până la urmă ceea ce încercăm să facem aici și cu acest interviu este să deschidem această conversație de vreme, mai, mai bine mai târziu decât niciodată, dar poate, poate că încă suficient de vreme încât să deschidem un dialog și să acceptăm că până la urmă suntem cu toți în chestia asta. Că avem mai multe chestii la care să mânăm și suntem la fel decât ne despart. Pentru că văd în jurul meu foarte mulți oameni, foarte, foarte mulți oameni ca mine, care atunci când vorbesc despre această enie, n-au nicio reținere să folosească cuvântul cu ț. Și tu îi spui în toată seria de podcasturi cuvântul cu ț. La fel cum americanii au de N-word. Și dacă spui în public cuvântul cu n, da, de N-word, răspunsul societății este foarte dur. Adică poți să-ți iei cancel culture foarte serios. La noi e o glumă sau este pur și simplu, este în vocabularul colectiv, nu? Sau chiar este, e dreptul și puterea mea să aleg cum te numesc. Așa am învățat, așa m-am obișnuit, nu-mi spui tu mie cum să te numesc, că te-ai trezit și tu acum, că ai o istorie, ai niște drepturi, ești egal, dar nu va ajunge câte lucruri facem pentru voi, acum trebuie să mai îmi spui și cum să te numesc și ce să învăț despre tine. Asta e ce explică gelul duminică, dacă da. vrem să spunem lucrurilor pe nume, că nu știi că termenul e peiorativ. Că nu știi că el face rău unor oameni care știu că e peiorativ și îl folosește așa, ești un rasist care nu știe că e și care nu vrea să facă rău. Așa ai învățat să spui și așa spui și nu ți-a spus nici, nimeni niciodată da. că e greșit. De când nu, știi. Nu, nu, nu poți să fiu așa un rasist benign. <laughs> Dacă nu știu, nu, nu sunt de vină. Da. De, de ce să-mi bag capul? Dacă am fi într-o societate progresistă, ar trebui să-ți bați capul, pentru că e responsabilitatea ta să te informezi, nu a romilor să te educe, pentru că ei sunt grupul opresat. Este culmea să cer tot de la romi să te educe pe ce limbaj să folosești sau ce să înțelegi despre ei, dar suntem departe de a fi acolo. Așa că noi trăim de 30 de ani o mișcare romă care face tot ceea ce statul nu face. Broșuri informative, campanii antidiscriminare, manuale despre istoria și cultura romilor, propuneri de planuri de lecții, spoturi, tot ceea ce statul ar trebui să-și fi asumat și să facă constant susținut, este pe umerii mișcării rome. Și oamenii ăștia duc greul ăsta, și cum zice gelul duminică înghit în sec uneori când aud foarte multe mizerii și aleg în continuare să reprezinte demn și frumos o cultură ca să nu fie și ei stereotipizați. Păi normal că s-a enervat gelul la televizor, ca așa sunt ăștia. El nu-și permite să se enerveze sau să nu fie drăguț. Am interviu cât de răbdător este și se vede clar că este o răbdare antrenată. Pentru că sunt convins că cât de răbdător e gelul duminică, din când în când îi vine și lui să dea cu pumnul masă. Zic că, bă, dar nu înțelegi. Și îl mănâncă pe dinăuntru, da. Și asta spune el spune că le spune și studenților. Nu am nicio problemă. Poți să folosești cuvântul ăla. Dar după ce am avut lecția în care ți-am explicat că înseamnă de neatins, că este un termen pe care nu de rom. Da. Adică vine din greacă atinganos, care uh -huh. înseamnă De neatins. De neatins. Străin. De care te ferești, de care să fugi. Românca, <laughs> Și mai mult decât rom... atât, dincolo de semnificația asta din greacă, termenul a fost folosit ca să definească sclavia, pentru că în actele de vânzare, cumpărare, donații ale romilor, nu scrie vând un rom, vând un sclav, vând un rob, scrie vând un cuț. Deci este folosit efectiv ca sinonim pentru sclav timp de 500 de ani. 500 de ani, noi am vândut oameni, am vândut oameni. Da. Și trebuie să ne asumăm chestia asta. Chiar dacă n-am făcut-o noi, da, au făcut-o cei dinaintea noastră și faptul că faptul că noi nu am știut până acum chestia asta sau am bănuit-o sau am auzit ceva pe aici pe acolo și am ignorat chestia asta că noi nu facem în prezent, nu e de ajuns. Iar asta cu rom, asta aș vrea să punctez foarte tare, nu este o găselniță din anii 90, când minoritatea ha romă a asta. fost... Ha, a în a -a... anii 90, minoritatea romă devine minoritate recunoscută oficial și cere să se numească rom. Dar de ce rom, dintre toate denumirile pe care puteți să aleagă, de ce ceva care seamănă atât de mult cu român, ca să ne strige nouă firma prin Europa? Exact, și foarte mulți oameni refuză să accepte că ăsta nu este un cuvânt găsit de romi în anii 90 ca să se confunde cu românii și să ne facă A, nu rău. Așa? <laughs> Nu, 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 nu s-au luat după noi? Rom în limba romanii, care e o limbă veche, sanscrită și limba sanscrită, înseamnă om, bărbat, soț. Este cuvântul pe care romii, vorbitori de romanii, îl folosesc pentru sine. De cât timp? De 30 de ani? De mii de ani a. <laughs> Și adică, mai mult decât atât Deci, deci nu e un camuflaj ca să se acopere că ei sunt români Nu <laughs> Și mai mult decât atât Discuția asta pe care am avut-o în anii 90 Și o avem și acum și mă întreb cât timp O să mai vorbim despre cum numim niște oameni <laughs> A mai existat în anii 30 în mișcarea romă, dar după eliberarea din sclavie 1856, au urmat ani de sărăcie și de marginea societății, în care s-a salvat cine s-a putut și a reușit să intre într-o societate care îți permitea să fii și tu cetățean. În anii 30, cu puțin timp înainte de Holocaust, când ne-am apucat de deportări, desigur, și de uh, genocid, în anii 30 aveam publicații care se numeau Glasul Romilor a fost adunarea din 1916, dacă nu mă înșel de la Ibașfalău, unde romii au cerut să nu mai fie numiți cu ț. Nu e o chestie nouă romii, am putea să ne imaginăm, ești la 1900, tu știi că părinții tăi sau bunicii tăi au fost sclav la boieri sau sclav la mănăstire, știi ce înseamnă cuvântul ăla, tu încă vorbești limba romanii, cultura ta n-a fost poliată, identitatea ta n-a fost încă scindată, nu vrei să fii numit copiii tăi așa și te organizezi și pornești o mișcare da. și ceri să fii numit cum te numești în limba ta. Sigur că lucrurile astea astăzi aproape n-au nicio semnificație, pentru că și limba romanii se pierde. Foarte mulți romi nu mai vorbesc romanii, așa că nici pentru ei cuvântul rom nu are o semnificație. Așa că de-aia foarte mulți romi își spun cu ță. ca așa și-au spus și părinții și bunicii lor, pentru Până că n-au mai spus. vorbit romanii, așa li s-a spus și acasă și în societate. Da. Și luxul de a te numi rom apare odată cu educația, apare odată ce înțelegi ce înseamnă cuvântul da. cu ț, și alegi să-l respingi și să te numești demn. Și faptul că romii între ei își vor spune cu ță, nu ne dă nouă dreptul să le spunem așa. E, e foarte diferit. E, e, același lucru ca la persoane de culoare din Statele ca la negri, da? Dacă ei vor să spună așa, e dreptul lor, dar nu ai tu dreptul să folosești cuvântul ăla doar pentru că îl folosești și ei ci poate fi o formă de putere. Foarte mulți oameni aleg să-l folosească pe cel cu țin în continuare pentru că vor să-i schimbe sensul și vor să-i nege semnificația aia de inferioritate și să-l folosească așa. E, nu există o singură voce romă și un singur răspuns corect, dar cu siguranță nu există momentul în care eu, nerom, decid cum se te numești tu, că așa vreau eu să zic. Sunt multe momente în astea în care probabil simțiți nevoia să puneți pauză și să plecați sau să puneți pauză și să respirați un pic că vă apucă furia. Și sper că pe parcursul acestui interviu și altora pe care am de gând să le mai fac, să vă ajut, să ne ajutăm unii pe alții, să ne vindecăm un pic de chestia asta, pentru că sunt convins că cei mai mulți dintre cei care se uită la acest interviu nu simt niciun fel de vinovăție pentru cuvântul cuță. Și, din nou, nu cred că își dorește cineva să, să pună și mai multă supărare, presiune, stres pe altcineva. În niciun caz nu îmi doresc chestia asta în relație cu cei care se uită la noi. Avem vremuri suficient de grele. Bă, dar de ce ar trebui să le facem viața altora mai grea? Și aici suntem noi. Noi le facem acestor oameni viața mai grea și prin ignoranță. Și prin felul în care înaintașii noștri i-au tratat și perpetuăm chestia asta în prezent. Nu e o chestie din niște povești. O facem în fiecare zi. E foarte bine ce ai punctat, pentru că nici eu nu, nu mi-am dorit și nu-mi doresc nicio clipă să spună poveste despre vină și despre cum ar trebui să ne punem cenușă în cap pentru da. ce au făcut înaintea și noștri. Dar avem o responsabilitate pentru prezent. De aia poate să fie înfuriant ce zic eu despre cum să numim pe cineva. Dar pentru mine e, vinde e vindecător să văd că un preșcolar are capacitatea să înțeleagă asta. Și dacă băiețelul da, că... meu de patru ani poate să-și aleagă cuvintele pentru că le-a înțeles semnificația, oricare dintre noi putem, adică nu e greu. Da, dar mă oblic pe mine <laughs> acum să -mi văd chestii noi. La copii de într-adevăr ușor. Bă, dar ce facem? mai creăm încă o generație care să facă ea schimbarea, nu putem să facem schimbarea acum, să mai salvăm ceva din prezent, punem tot pe umerii copiilor să schimbe ei lumea și să rezolve și rasismul din generația asta. Nu, hai să o rezolvăm acum. Hai să vedem cum o rezolvăm acum. Cum, de unde începem? Dacă înțelegem că nu și-au ales ei acest nume ca să se camufleze în spatele etniei române, că e doar o coincidență până la urmă, și că coincidența asta, până la urmă, nu este nefericită. Adică pentru foarte mulți dintre noi, eu am crescut cu senzația asta că bă, coincidență, necoincidență, dar să-și caută mai alt nume. De ce nu pot ei să-și ia alt nume numai ca să nu mai semănăm noi cu ei? Că noi nu vrem să fim ca ei. Nu? nu? E, e foarte greu. Adică am crescut în chestia asta și nu cred că părinții mei au avut ceva... Adică eu, eu nu mi-am nu, nu mi văzut părinții făcând ceva rău împotriva acestor oameni. Ne întâlneam cu ei des, în, în, în ardeal comunitățile, știi că sunt foarte amestecate și am mai povestit chestia asta și în interviul cu Gelu Duminică, sași, români, maghiari, romi, n-am avut probleme, n-am avut tensiuni, dar cu toate astea cred că nimeni din tot acel aranjament nu știe exact felul în care au fost puși acolo și ce perpetuează. Și hai să vedem un pic așadar cum schimbăm o chestia asta? Cum, cum, o, cum, o, cum o reparăm? Că vorbești de reparată, abia acum cred că o să-mi furiem privitorii. Pentru că, dacă noi încă nu suntem pregătiți să ne alegem cuvintele ca să nu mai facem rău, probabil este atât de îndepărtat momentul în care am avea voință ca societate să reparăm inegalitatea asta. Dar unul dintre lucrurile prin, pe care putem să le facem fiecare dintre noi, dincolo de a ne crește copiii diferiți și a pune pe umerii lor responsabilitatea asta, este să uh, cunoaștem și să dăm mai departe informația, să putem să ascultăm poveștile astea. Mi se pare că, efectiv, Munca de cercetare a mișcării rome pe tema sclaviei este uriașă și de cele mai multe ori nu este necunoscută, cum da. mi-a fost și mie acum un an când am pornit documentarea și eu, dacă o să-l inviți pe Nicu Furtună o să vezi că l-am enervat teribil când l-am căutat și am zis vreau să fac un podcast despre memoria sclaviei, dar tu cine mai ești <laughs> și ce te-a apucat și stai că asta e munca mea de o viață, ce doriți, <laughs> nu vă supărați, exact. de ce nu știați, de ce n-ați citit, de ce nu cunoașteți, pe bună dreptate munca asta există, dar noi nu o consumăm, că ni se pare că e ceva de romi. Și nu e ceva de rom, este Dai, ceva e despre România. Să de acolo la ei. <laughs> este ceva despre România, acolo mi se pare... Orice om vrea să știe de unde a pornit. De aia sunt foarte la modă și, uh, cum se numesc, testele astea genetice. Da. Cu My Heritage, tare mult m-aș să avem cu toții puterea financiară de a face un astfel de test și de a vedea pe bună dreptate că probabil majoritatea dintre noi avem strămoși romi, că este imposibil dacă noi suntem împreună aici din 1385 ca unii dintre noi să fim niște români verzi și unii niște romi pur cu origini indiene. Rasismul e un construct și e o chestie mizerabilă care folosește știința ca să separe oamenii inferiori da. și uh, superiori. Cred că cunoașterea ne-ar putea salva pe foarte mulți dintre noi, și mai ales dacă am fi dispuși să facem efortul să ascultăm. Noi de cele mai multe ori nu vrem să auzim asta, cum mi-au scris mie niște comentatori pe YouTube, și ce mm. vina eu, domne, că Ș Ștefan cel Mare a fost stăpân de sclavi. Ce să fac eu cu asta? Păi dar nu e sfânt? Și ăsta e sfânt. Ca Nicodim, ca toți patriarhii care au binecuvântat chestiile astea, ca toți voievozii. Nu ai nicio vină că Ștefan cel Mare a fost stăpân de sclavi, dar școala și societatea prezentului are o vină că nu știm și asta despre el. De Dacă nu știm, nu facem nici legătură cu chestia asta, devenim complici. Da, și de ce ar fi important să știm, adică ce s-ar schimba dacă am ști, de exemplu copilul rom s-ar regăsi în școală, ar simți că ceea ce învață e și despre el, nu că el este un intrus care trebuie să vină la școală, cum sunt, sunt niște bannere cumplit de rasiste în Târgu Mureș, pe marginea cartierului Valea Rece, care e un cartier de rom din Târgu Mureș, pe un deal segregat, teribil. Ghetto. Uh, da. Și este străjuit de niște banere pe care primăria Târgu Mureș le-a pus, pe care scrie, școala deschide ușa școlii și închide ușa închisorii, școala te salvează, primăria Târgu Mureș susține minoritatea cu ță. Și așa mai departe. Deci, copilul rom, dacă vine din ghetou, dacă vine dintr-o comunitate segregată, nu dacă e un copil rom care crește cu noi la bloc și este român ca noi, nu e nicio diferență între noi nu din acolo, perspectiva nimănui. Când ești de acolo, din chestia închisă, din Patarât, din Valea Rece, de unde vreți voi, din Baia Mare, de la Pirita, și te duci la școală tu ești așa, ai venit să te salvezi, ești oricum un soi rău prin naștere și trebuie să fii cel mai curat și cel mai cominte ca să nu te dea afară românii. Că la prima prostie nu ești un copil neastâmpărat, ești din ăla. Știam eu, de aia. Se știe. Și atunci, dacă tu la școală vezi lucruri despre tine, afli că ai un steag, afli că ai un imn. Au, există steag. <laughs> Există steag, exist există zi internațională, există romi din Mexic până în China, până unde vreți voi. Există limbă. Există limbă, există toate elementele pentru un popor. Dar rasismul ne face să negăm calitatea de popor a romilor. Și sunt da. așa o cantitate. Păi, dar de aici e România. De ce ar trebui eu să accept că există un popor? Ei, ei sunt musafiri aici, domne. De vreo 700 de ani. Dar cum da. se face că putem să ne bucurăm de cântecele lipovenești, de picturile de pe casele din Jurilovca, de toate lucrurile frumoase pe care le descoperim când mergem în delta la pescuit și ce sau, frumos e să ne da. bucurăm de ucranieni sau de greci sau de armeni sau... De, de... Sau de muzica română. <laughs> da? Care este foarte frumoasă și ne place. Sau de Machidon, da? De toate lucrurile astea. Dacă vine vorba de muzica lăutărească, aia lăutărească veche, asta mai nouă, mh, ne nepute. Și la muzică lăutărească, din păcate, uh, nu suntem noi vinovați, din nou spun, comunismul a avut o contribuție uriașă la a șterge identitatea culturală a romilor. A fost holocaustul, a fost nasol, apoi vine comunismul. Dar nu suntem comuniști, de și toți ce sunt pe suntem... eu nu sunt comunist, păi, pentru că... Au făcut. Ceea ce noi credem că sunt marile valori românești, mari lăutari, nu erau numiți de comuniști ca romi, nici măcar despre romii. Capuceanu nu spuneau că este o femeie romă. Așa că noi, într-o disonanță cognitivă teribilă, aproape că ni se pare că muzica aia frumoasă de ascultau părinții și bunicii, muzică veche românească, și romii au stricat-o cu manelele lor. Da. Dar uite, vezi, a aș mai face o paralelă cu ce se întâmplă peste ocean, pentru că um, la Super Bowl, la halftime, Nu? la pauză, show-ul a fost făcut de cel mai de succes producător din Los Angeles, Dr. Dre. Și a fost doar despre hip-hop da? și black culture. A fost și Eminem acolo, dar tot integrat în povestea asta și totul se întâmpla într-un ghetto. Da? Dintr-un ghetto. O zonă, hai să zicem așa, mai rău din Compton. Noi nu cred că suntem în stare ca la pauza meciului de fotbal al Naționalei României să aducem lăutarii. Dar cât de frumos ar fi... Sau să-l pe Florin Salam. Ce-am făcut noi când rata Bănel Nicoliță? Nu ne confirma imediat stereotipul? Nu era peste tot și internetul și presa încărcată de rasism? Băi, Bănele, ce-am făcut? Dacă era bun, O, ce bun e ăsta? Aproape că mă surprinde. Dar cum ar fi să aducem lăutarii la meci? Da, pe un stadion unde vedem deseori seori alea cu moarte... Hai noroc! Moartea rasismului. Te doare un pic capul, nu? Și pe mine m-a durut. O să inervăm pe multă lume și nu fac interviurile astea pentru că vreau să-mi fac mai mulți prieteni, ci din potrivă încerc să deschid discuții despre chestii care ne costă. Și rasismul va, va aduce o notă de plată și va fi usturătoare. Ne va costa în foarte multe feluri și cel mai mult ne va costa pentru că ne vom da noi seama că ne facem noi rău, și nu doar lor, ne facem și nouă. Când nu e confortabil să fii rasist și să urăști. Cred că e oribil să trăiești cu ciuda și ura asta zi de zi și să da. respingi. Dar, da, apropo de ce putem să reparăm, să aducem lăutarii la meci, cu siguranță, să denumim străzi din țara asta în cinstea unor eroi romi, cum ar fi? Și să punem niște plăcuțe memoriale care explică cine a fost omul ăsta, de exemplu, Grigoraș Dinicu, care se trăgea dintr-o familie de lăutari, care s-au născut în sclavie la vremea lor, iar Grigoraș Dinicu ajunge pe marile scene, ajunge la New York, a compus enorm. În comunism nu ni s-a spus că era rom, era difuzat la Radio, desigur, dar nu știai că e rom și da. ce a fost omul ăsta. Cum ar fi să avem străzi, dar nu doar strada și să păi nu-mi spună de nimic numele. Ești, să Am oameni, și informații. când s-au ridicat la un anumit nivel, au lăsat în urmă condiția de romii. Ei nu mai sunt romii, acum sunt oameni. Că romul nu e om. Asta este o vorbă pe care eu am auzit-o în copilărie. Romul nu e om. E altceva. Nici femeia nu prea e om la român. Da. <laughs> Asta e și de asta începem să ne vindecăm. Cred că. Da. Avem multe lucruri de, de vindecat. Deci să denumim străzi, cu siguranță. Să marcăm să, Tismana vezi, sau Cozia ca să spații în care au fost. străzi după femei? Ar fi o idee să facem și chestia asta ce zici? De ce nu? Avem, avem, avem prea multe probleme, noi, Ana. Dar asta cred că nu costă foarte mult. Sigur că cel mai mult ar costa. Uh, și ar înfuria pe toată lumea compensații financiare pentru descendenții direcției familiilor care au trăit în sclavie. Ale ar costa, nu ne-am permite să facem așa ceva, cum nu ne permitem nici să-i despăgubim pe uh, foștii copii instituționalizați în instituțiile comuniste, unde da. a fost tortură. Nu avem bani să compensăm dezastrul pe care l-a produs instituționalizarea. Dar, dar, dar putem să put de... vorbim despre asta. Ce altceva putem să facem ca da. să reparăm? Să începem de undeva să vorbim despre chestia asta în școală și să alocăm. O dată pe an, măcar în perioada asta în februarie, nu? 20 februarie, ziua dezorubirii, hai să vorbim măcar în ziua aia, să aducem oameni la clasă care să povestească, să aducem bătrâni pe care îi mai găsim nu din aceste comunități să înceapă să vorbească și să deschidem această conversație. Tata a lucrat în primărie și la ultimul recensământ a fost în, puncte-puncte, igănie. Uh -huh. Da? <laughs> Cum altfel să-i zici? Nu, că până și cartierul în care stau romii, așa îi se spune. Și când s-a dus acolo îmi spunea că îi întreba tu ce ești și cei mai mulți își negau etnia pentru a se putea integra ca să nu aibă probleme după aceea. Se pregătește o nouă recensământ în România, știi, nu? Da. Cum facem data asta? E interesant că a fost o întreagă dezbatere în mișcarea romă despre ce termeni să fie folosiți acolo și dacă nu mă înșel, au pus și neamurile de rom, deci acum poți să te identifici ca lingurar sau ca rudar sau ca fierar. Va fi interesant... A, nu sunt doar romi, sunt mai mulți acum. Da. Mm -hmm. Și nu știu apoi dacă o să... Îmi pare rău, nu, nu sunt foarte documentată pe tema asta, dar e o campanie de încurajare, să te declari ca rom și să fii, să fii mândru de asta. Cei mai în vârstă la recensământul trecut, nu s-au declarat ci pentru că e încă o traumă rămasă din, din perioada Antonescu când tot așa au venit niște recenzori să întrebe cine e și pentru că autoritățile pe nici nu-și nu nu puteau defini, ok, și cum identific eu cine e și cine nu e, doar nomazii n-au fost deportați doar nomazi, unde era poate evident că e, dar i-au pus să se declare ce ești și cine s-a declarat a fost încărcat în vagoanele alea de vite și dus în Transnistria 25.000 de, de oameni trimiși cu trenurile de vite, din care s-au mai întors? 11.000 nu s-au mai întors și au pierdut viața. Unii au rămas pe acolo, s-au stabilit și prea puțin s-au mai de întors. de foame, de tifos, dacă nu de alte, de alte lucruri. Da. Deci avem încă multe... Comunitatea romă are multe traume în relație cu autoritatea asta care vine și îți cere să te declari. Uh -huh. Așa cum nu știu, acum câțiva ani când lucram la podcastul Satul Mădălinei, care spune o poveste despre sărăcie, pe care n-am vrut să o etnicizez atunci, dar și Mădălina e dintr-un sat de romi, care îi se mai spune colonie, cotumalului, da. și mergeam la biroul asistentului nu sat, social. Nu e sat, e mai mică decât un sat, e o colonie. <laughs> da. asistentul social, unul spunea, așa sunteți voi, nu mai să așteptați ajutoare, nu mai nu știu ce, nu pronunța cuvântul cu ță. Deci oricum, rasismul este mult mai subtil și mai vast decât cuvântul cu ț în care ne da. Blocăm. Așa sunt ei, așa sunteți voi Asta îmi transmite, dar nu o spun Așa că nu poți să mă acuzi, să-mi faci plângere Că te-am... Dacă avem ce ne cum acum Aș putem să ne mai plângem undeva nu se întâmplă mari lucruri după chestia asta, câte o amendă. Ce Dar am e mult? importantă. Uite, da. a fost recent un exemplu foarte important în care o moderatoare de la Realitatea Plus a făcut o afirmație absolut sinistră după violențele de la Bolintin, că poate ar fi bine să găsească cineva să-i ducă, domne în India, că și așa sunt zone depopulate acolo, să-i ducem în India pe cei care nu respectă legea. Au fost plângeri la CNA, la CNCD. Inițial, decizia CNA a fost de a uh, da un avertisment fără amendă. <laughs> și mișcarea romă și aliați care au distribuit mesajul au contestat treaba asta. Și uite că instituția a reacționat și a urmat o amendă cu 10.000 de lei. E puțin, desigur, afirmația este groaznică. Dar, pentru mine, ăsta a fost un exemplu de, băi, dacă contestăm lucrurile, dacă rom și nerom cerem dreptate și reacționăm, și instituțiile astea se schimbă. Dacă întoarcem privirea și nu ne pasă, nu se schimbă nimic. Bineînțeles. Și de, de eu cred că se că domnul avea un pic dreptate, dar nu, știu, nu în sensul în care probabil s-a gândit. Uite, îți dau o idee. Nu știu, dar ai trecut vreodată cu avionul pe deasupra României noaptea? e mai zis chestia asta, da. Rar. De când am mai zburat cu avionul, nici nu mai știu. În ultimii când, doi ani când sunt când o Ceea României este destul de întuneric. Știi? Când treci încolo, de, de la Unguri încolo, faci, sunt mult mai multe becuri. Deci e clar că și în România sunt foarte multe zone depopulate. Cum ar fi că, poate, după acest recensământ, dacă suficienți romi își recunosc etnia? Primesc mai multe, evident, locuri în Parlament. Poate parlamentarii lor încep să fie mai conștienți de sine și nu se mai lasă cumpărați atât de ieftin, mai ales de PSD, hai să spunem pe șleau. Poate încep să... Uh, Sau să, de aur mai nou, e groaznic. O, da. Nu știam. Poate că începem această discuție despre un pic de reparație. Da? Pentru că, hai să zicem, dacă au pus umărul, și nu doar umărul, la niște mănăstiri, dacă au pus umărul la construcția acestei țări, bă, poate merite și o bucățică de undeva din țara asta. Pentru că dacă tot îi ținem înghetori la marginea uh, localităților și n-au niciun fel de proprietate, ei n-au niciun fel de rădăcină, și atunci evident că vor pleca de colo-colo. Nu? Cu siguranță, numai ideea de pământ pe care țăranul română primit -o a primit-o de-a lungul istoriei, odată cu reformele agrare, e cea care a creat. Diferența de bogăție, de avere pe care familia ta poate să o acumuleze. Dacă eu, rom, la nicio reformă agrară, n-am primit nici măcar un petic de pământ. Nu am nici cunoștințele necesare să cultiv bucataia de pământ, n-am niciun atașament pentru ea, da. nu mă interesează. Cu siguranță, ce spui, dacă am avea la, rec la recensământ 2 milioane de romi, așa cum estimează organizațiile neguvernamentale că sunt, de fapt, și nu 600 de mii, cum ne spunea recensământul trecut, am avea mult mai multă reprezentare în poziții de putere, ceea ce ar însemna că romii ar fi la masa la care se iau deciziile. Cau la... de mereu! <laughs> la masa la care creonăm politicile publice, ar avea teatru rom, cum avem teatru maghiar, ar avea muzeu, ar avea institute de cercetare, nu doar un centru cultural, cum e Centrul Național de Cultura a Romilor, care face o muncă uriașă și doar acest centru face munca pe care ar trebui să o facă probabil 20 a, de instituții pe care nu le avem. Și poate că n a stricat niște ore de limbă romă în școli. Pentru copiii din această etnie, pentru că totul începe de la limbă. În toate locurile de pe planeta asta unde sunt uh, disensiuni din astea între diferite etnii, de cele mai multe ori pleacă de la limbă. Hmm. În țara bascilor, spre exemplu, de la limbă a plecat totul. Se da. pun bombe și oamenii se sunt în stare să-și piardă viața pentru dreptul de a-și folosi limba. Și noi suntem, de fapt, într-o situație în care părinții romi uneori nu vor să-și lase copiii să învețe romanii și nu-i mai învață de teamă că vor fi discriminați, că vor avea un accent care aduce, că vor râde oamenii, că vorbesc limba aia. Pentru că noi încă suntem în țara, cum mi-a povestit cineva într-un interviu, în care oamenii, dacă aud pe cineva în spațiul public vorbind romanii, se trezește și spun, unde e Antonescu să vă ducă la buc? De ce vorbiți limba asta? Nu mai vorbiți limba da. asta. Dar avem profesori de limba romanie, avem obligativitatea că dacă tu ai copii romi în școală să ai oră de limba romanie. Dar ce se întâmplă deseori este că profesorii de romanie sunt ostracizați în cancelarie, nu sunt văzuți cu aceeași importanță ca altui cadru didactic. De aia zic că poziții de putere, spații de decizie în care romii să fie reprezentați, de la a fi directorul unei școli, de la a fi bibliotecar, de la a fi în toate aceste spații în care pot avea un impact în viața comunității, ar schimba foarte mult. Și de acolo poate că ar apărea apoi, apropo de Parlament, Comisia Parlamentară care să se apuce și să investigheze ce a însemnat sclavia, să emită scuzele publice în numele statului român, să preseze biserica de asemenea să facă acest gest simbolic. Nu pentru că statul român de azi ar fi responsabil pentru ce făceau principatele din evul mediu, nu. Dar pentru că vrem să schimbăm ceva la prezent, pentru că eu, statul, îmi doresc să fiu parte din schimbare și o biserica la fel. Înțeleg că e nevoie de gestul ăsta creștinesc da. și las gândirea aia învechită că noi nu, noi n-am făcut așa, ci da. zic... Condamn și eu ce a fost în trecut, că nu e greu și nu costă da. să condamn. Bine ar fi să și crezi. Și atunci, dacă am avea comisia asta, am avea finanțare pentru cercetare și oameni da. ca Nicu cu furtună, petrepetcuți, oameni care vor să facă săpături arheologice în vechile cimitire de robi, în toate spațiile astea, ar avea resurse cu care să ne aducă mult mai multe informații, pentru că încă știm foarte puțin. Mm -hmm. Acolo cred că ar trebui să fim. Și eu cred că o să fim. Da, avem un uh, drum lung în față, așa cum au avut-o și, și alte țări, dar trebuie să începem de undeva, Sigur, cu siguranță nu se va rezolva mâine și cu siguranță nu, cei mai mulți dintre cei care s-au uitat la noi uh, au ridicat o sprânceană și au zis, bă, dar -am, ce treabă am eu cu chestia asta, dar dacă v-a provocat această discuție, luați-o ca un început să vă facă curioși, dorni să aflați mai multe. Nu cred că vor face uh, românii frăție cu romii uh, mâine, eu cred că deseori suntem Asta e paradoxul Că atunci când avem prieteni, când avem rude, când da. avem vecini Așa Suntem aici. buni și blânzi Unii cu ceilalți și ne iubim cum se iubesc toți oamenii Îți faci aici. cadouri cu vecinul de sărbători Copilul tău da. îl invită pe copilul rom La el acasă Dar totuși, stereotipul ăla super învechit Te face să zici lucruri nasoale despre rom da. Sau să comentezi lucruri nașpade Și tu ai prieteni Și după aia zici, nu sunt rasist, am prieteni rom Dar, dar. <laughs> Și știm cu toții în psihologia limbajului, dar înseamnă însă nu. Și voi contrage tot ce am spus mai devreme, am mai zis chestia asta și oamenii au ținut minte. Dar trebuie să începem de undeva. Și măcar cei care mă urmăresc, care știu că sunt oameni destupați la minte, poate luați această discuție ca un început în care să vedeți dacă nu cumva în jurul vostru și voi puteți da o mână de ajutor. Da, într-adevăr, și din interiorul etniei trebuie să vină lucruri, o să vorbim cu o partea de etnie, dar în discuția asta cu tine am vrut să vedem din perspectiva românului, care are destule probleme, dar are și niște responsabilități. Da? Și între toate lucrurile pe care le facem, s-ar putea, -ar putea, -ar putea să fie nevoie să facem și chestia asta și mai bine să o începem acum, că nu e prea devreme, ci este prea târziu, putea, să nu fie prea târziu. Da? Oamenii ăștia de vreo 30 de ani de când a căzut și comunismul, încearcă Așa, Uh, să zicem așa, pe, prin, prin întuneric, prin umbră, să miște câte ceva. Și doar prin forțe proprii. Da. Da iar ignoranța noastră în legătură cu acest subiect este un zid. Este și e bine spui responsabilitate dacă ești presă, de exemplu noi suntem astăzi moștenitorii unei prese care în secolul XIX publica anunțuri de vânzare de sclavi și îți spunea la ce adresă să te duci să cumperi avem o responsabilitate sigur că este da. important ca romii să fie la masă și să se reprezinte și să spună poveștile, dar fiecare dintre noi, că suntem ascultători privitori sau formatori de conținut avem responsabilitatea să ascultăm și să ne asigurăm că vocile astea sunt auzite și am putea să începem de la un lucru simplu, să nu mai spunem cuvântul cuțâf și dacă auzim pe cineva să-i atragem atenția că acel cuvânt cuțâf înseamnă de neatins, este peiorativ comunitatea îl respinge cel puțin comunitatea care a mai citit câte ceva, că în toate comunitățile în toate niile sunt oameni de diferite facturi dacă ție îți spune un om de această enie că poți să-i spui așa tu poți să-i spui așa dar dacă tu știi mai bine, poate îi spui, uite, știi, am auzit oameni din etnia ta care spun că e peiorativ și din respect pentru tine, Alex, să nu fac chestia asta. Hai să începem Eu nu-i spun cu chestia finului asta. meu așa. Finului meu, Tamangaș, nu-i spun așa, deși toată familia mea mi-a spus să le spun așa. Din 2011, de când îi cunosc, că sunt nepoții lui Tamango, vechea voce, Radio Guerilla... S-au referit așa la sine și mi-au spus că e ok să le spun așa și nu am făcut-o și în timp, pe măsură ce au crescut nepoții, pe măsură ce au mers la școală, mi-au spus aproape, na, ce frumos e când îmi spui rom și în exterior acum spun despre ei așa și mai spun doar intimitate, pentru că e vorba de a avea acces la informație, dacă tu ai fost într-un sat închis și toată lumea se referă așa la tine și și tu cu ai tăi tot așa îți spui, de ce ai folosit un alt cuvânt pe care, pe care tu îl folosești în limba ta? Că ei vorbesc romanii, dar ai senzația că ceilalți nu înțeleg. O luăm ca pe un început. Vă mai povesti despre chestia asta, dar dacă vreți să auziți mai multe și să intrați un pic mai în detalii, merită să ascultați podcastul. Obiceiul pământului, te cum scrie frumos <laughs> acolo. <laughs> da. uh, Ana Maria Ciobanu, pentru decât o revistă pe care o avem aici, așa arată, decât o revistă, uh, avem ediția de iarnă și de toamnă, uh, cele mai recente două, uh, se găsește prin Cărturești? Da, în mediu Cărturești și la noi, pe dor.ro în shop. În <laughs> shop Și chiar este o revistă consistentă, într-un format care încape oriunde, uh, și vă încurajez să mai să citiți. Dacă vreți, dacă, sau dacă nu ascultați podcastul. Eu l-am ascultat pe Google Podcast, uh, mi-a plăcut și vă încurajez și pe voi. Ana, îți mulțumim pentru, vă, pentru că ai venit și pune o vorbă bună la Nicu furtuna. Aș vrea să ne vedem cu el în, în curând, poate luna viitoare. O să-i spun imediat și eu mulțumesc și sper că n-am înfuriat pe nimeni și vor fi pregătiți să-l asculte pe Nicu pentru că e o. Călătorie fascinantă, cu multă bunăvoință și, și da. ghidaj. E unul dintre oamenii fără de care acest podcast nu ar fi existat. Nu încercăm noi acum să ne arătăm noi că suntem politicalii corect. Uh, cu siguranță, și fiecare dintre noi are chestii de învățat dar trebuie să începem să vorbim despre asta și mă bucur că am făcut-o. Încă o dată îți mulțumesc, Ana, vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat. Le mulțumesc mai ales membrilor noștri care ne susțin în fiecare lună. Uh, dă un comentariu și spune-ne uh, cum ți s-a părut și dacă ai aflat ceva interesant. Și dacă ești pregătit să renunți la cuvântul cu ță, asumați mai jos la comentarii. Spune, promit să nu mai folosesc niciodată cuvântul cu ță. Numai bine!